Într-un meci contând pentru etapa 28-a din cadrul Ligii a 3-a, Rapid Suceava a fost învinsă cu scorul de 1-3 de Politehnica Galați. Singurul gol al ceferiștilor a fost marcat în minutul 65 de Negru, care a transformat o lovitură de la 11 metri. În ciuda acestui eșec, Rapidul și-a păstrat poziția a 7-a în clasament. Jucătorii pregătiți de Bogdan Tudoreanu vor reveni marți pe stadionul Areni pentru un meci cu Willy Bacău. Pentru meciul cu Băcăoanii, Bogdan Tudoreanu nu va putea conta pe Florina Petri, care a fost eliminat în partida cu Politehnica Galați.